Hei, ce s-a întâmplat, Gicu? Arăți supărat. Ce? Nimic. Oh, hai, Gicu. Am multă experiență cu astfel de lucruri. Îmi amintesc cum am simțit fiind de vârsta ta. Sunt sigură că te pot ajuta. Jana, suntem de aceeași vârstă. Nu, nu suntem. Sunt cu 16 zile mai mare ca tine. Adolescența poate fi o călătorie interesantă și provocatoare în cale spre a deveni adult. Să ai cel puțin un adult în care să ai încredere că poți vorbi despre lucruri care se întâmplă sau despre cum te simți poate fi foarte, foarte util. Unii oameni consideră că un părinte, bunic, frate mai mare sau mătușă poate fi foarte utilă. Alții se simt incomod să vorbească despre sentimente și să pună întrebări personale unei rude. Deci, în așa caz, un profesor, antrenor, frate mai mare sau părinte al unui prieten poate fi cel cu care poți vorbi și te va ajuta să treci în siguranță prin adolescență. Dar unii adulți nu sunt foarte buni ascultători. Uneori le place să vorbească și să le spună tinerilor cum să se simtă și ce să gândească. Uneori, adulții nu îi cred pe tineri atunci când spun că sunt deprimați, furioși sau chiar îndrăgostiți. Dar există adulți care vor asculta. E foarte important pentru tine să găsești un adult care să te respecte suficient pentru a asculta ceea ce ai de spus. Cineva care să-și amintească cum e să fii tânăr și care să te poată ajuta fără să te judece sau să încerce să-ți spună mereu ce să faci. Găsirea unui adult potrivit poate fi o provocare. Trebuie să te gândești la adulții din viața ta. Ai auzit că vreunul dintre ei dă sfaturi bune altora? Testează-l cu ceva nesemnificativ pentru a afla dacă această persoană e potrivită pentru tine. Dar odată ce vei găsi un adult de încredere, el va fi acolo pentru tine și te poate ajuta să treci prin anii preadolescenței și adolescenței. Și cred că o iubesc, dar nu știu cum să-i spun. Prima dragoste. O, voi copii. Îmi amintesc prima mea dragoste. Parcă a fost ieri. Chiar dacă a fost acum 2 luni. Până data viitoare, nu uitați să mă vizitați la amaze.org sau pe canalul meu de YouTube. Pa!